Poete, seist și critic literar, Viorel Mureșan s-a înscut la 1 aprilie 1953 în localitatea Vicea, comuna Ulmeni, județul Maramureș. A urmat clasele primare în satul natal, gimnaziul în Someșuilea, liceul teoretic la Cehu Silvaniei, facultatea de filologie a Universității babeș bolyai din Cluj-Napoca, secția Limba și Literatura Română, Limba și Literatura Rusă. A fost profesor de Limba și Literatura Română, întâi la școala gimnazială Lemniu, comuna Letca, județul Sălaj, apoi profesor suplinitor la liceul industrial din Jibou, apoi profesor la școala Lucian Blaga, din Jibou, iar din 2008 revine la liceul Iona Grbicianu din Jibou. A debutat în revista Amfiteatru în ianuarie 1972 cu poezie în paginile pentru elevi. A frecventat cenaclurile Echinox Cluj-Napoca în perioada studenției. Seculum de Beclean, Silvania, Zalău până în 1990. A colaborat cu numeroase reviste, între care Echinox, Amfiteatru, Tribuna, Calende, Excelsior, Cuvântul, Nord Literar, Fabrica de Cărți, Verso, Mișcarea Literară, Arca, Argeș, Aurora, Cadran, Calende, Convorbiri Literare, Cronica, Dacia Literară. Precum și la revistele județene Silvania, Limes, Origini, Caete Silvane sau Caete Silvane. Acestora li se adaugă reviste în limbile engleză, germană, franceză, maghiară, apărut în străinătate sau în țară, care au publicat versuri din operele autorului.